Un lucru care sigur nu ai vrea să ți se întâmple nici ție, dar nici altora, este să ai probleme cu legea și mai ales aici. Dacă ar fi să numesc care parte a lumii ne-a plăcut cel mai mult din câte locuri am vizitat, este așa că pentru o lună de zile suntem pe continentul incertitudinii, dar și al zâmbetelor. Al extremelor, dar și al bucuriei în lucrurile simple. Noi suntem familia Mateș, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza. Dar am luat cu noi și o gașcă de prieteni. Pe Liviu, Emma, tot Emma, Octav, Matias și Ava. Să continuăm aventura din China. Welcome to Nairobi! Wow! Wow! Guys, dacă nu erau oamenii ăștia... Nu că de parcă de fiecare dată înainte să ai niște probleme mari, viața este perfectă, totul merge bine. Așa era și în dimineața aceea. Eram în cazarea noastră perfectă din Nairobi. First things first, I'ma say on the way, guzatame, I'm fine, oh, Nairobi is a better, woo, better things are better, woo. Second thing, you tell me what you think, guzatame, I'm fine, Avem și mic dejun inclus, noi stăm în căsuță acolo, iar aici, în casa principală, mergem la micul dejun. Mamă, ce... Asta este foarte acru, așa. Da, sigur e sănătos. Gazda ne pregătește micul dejun, mi se pare super fine. Cine vrea eggs? Deci mi-e place omleta, de fapt nu omleta, păpara e asta, scrambled eggs. Deci mi-au spus că asta este casa lor privată și au crescut copiii, copiii au mers la cazele lor, s-au căsătorit și acum casa este prea mare ca să mai locuiască doar ei doi, așa că vor să împartă costurile pentru că au angajații, menajeră, grădinari și așa, și așa că ca să se merite să aibă toți argații, cumva s-au gândit să facă și chestia asta de pensiune, să numim. Acesta este bolidul nostru. Cu el ne vom deplasa. Are o vizibilitate, mamă, nu vezi nimic. Da, e bună. Încăpem toți în ea și asta este cel mai tare. De obicei ne deplasam toți cu mașinuța asta. Din rațiuni de economie. De ce să plătim două taxiuri când putem să plătim unul? Ideea este că în acea zi așa s-a nimerit că Christopher, taximetristul nostru cu care deja legasem o relație, ne-a propus, chiar el, să luăm mașina, să o conducem noi și uite așa, noi puteam să stăm cât vrem, să ne plimbăm pe unde vrem, la același preț, iar el putea să stea acasă, bine mersi, sau să-și facă altă treabă. Așa că am plecat în oraș. Thank you, Christopher. Da, Christopher, okay. Mașina. Thank you. Toată lumea este în mașină? Da. Sunteți pregătiți de mare aventură? Suntem. Da. Jambo! Planul pentru ziua de astăzi este să mergem în CBD, în centru, în Nairobi, să vedem niște marketuri și să facem ceva cumpărături, iar apoi mai spre seară să mergem la Moses și la familia lui, prietenul nostru la care fusesem de Crăciun în urmă cu 2 ani, unde am fost invitat să mâncăm supă de capră și să avem o cină împreună și să ne bucurăm așa de o părtășie frățească. Caribu Kenya! Caribu Jumbo! O, bine ați venit, poftiți! În urmă cu 2 ani și jumătate, pe când făceam research despre Kenya și despre ce putem vizita în Kenya, am dat de un video pe YouTube în care cineva îi făcea o farsă prietenului său în care era arestat de poliție în Kenya. Era un complot împreună cu poliția. Bun, eu când am văzut asta, mi s-a părut foarte amuzant și m-am gândit, wow, cum aș putea să fac și eu asta, sarei! Voi care știți că ei este frică chiar și de gândaci, am zis, wow, cât de amuzant ar fi să îi fac o asemenea farsă. Poate este puțin sadic, dar până la urmă cred că și ea s-ar bucura de această farsă după ce ar trece momentul. Bun, acum imaginează-ți că tu ești străin din România, capul tău este plin de teamă despre ce ți s-ar putea întâmpla, pentru că știi că
Kenya nu este o țară atât de sigură ca cele din Europa. Apoi, știi că este multă corupție, că poți fi arestat chiar pe nedrept și că se pot întâmpla multe probleme. La momentul ăla nu am putut să fac această farsă, m-am zbătut cât am putut de mult ca să găsesc niște polițiști, nu am putut să-i găsesc la acel moment, dar gândul l-am păstrat. Am zis, dacă vreodată voi mai ajunge în Kenya și reușesc să aranjez cumva cu poliția să fac această farsă, voi încerca să o fac. Lucru care s-a și întâmplat acum în cea de-a doua vizită. Imaginează-ți să vorbești cu poliția în România, că vrei să faci o farsă cuiva, că ești arestat, să vină să spună cătușele. Imposibil. Doar aici cred că ai putea să faci așa ceva, pentru că în România, no, no, n-ai putea să faci așa ceva. Bun, acum nu puteam să țin secret și să plănuiesc doar eu treaba asta de unul singur, așa că trebuia să anunț copiii. Nu puteam să risc în niciun fel o eventuală traumă prin care copiii să se fi speriat atât de tare că tăticul lor a fost încătușat și luat de poliție. Deci urma să vorbesc cu copiii. O să facem lui mami o farsă în care o să mă aresteze poliția, înțeles? Este să știi că faza trebuie să spunem la copii. Trebuie să jucați astăzi, este azi, acum o să mergem imediat. Hamza, o să-i facem o farsă lui mami cum mă arestează poliția. Vezi, să nu te sperii. Să nu te sperii. Dar de ce îi zici? Că eu nu vreau să se sperie. Doamne ferește, okay. Să nu cumva să-i zici lui mama. Dacă, sau să nu faci, deci, să nu râzi sau ceva. Când vezi poliția, să nu râzi și să nu-ți fie frică, să, bine? Ba, să te prefaci că ți-e frică. Ba da, 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 da? Normal i-ar fi mie frică. Să nu fie mult prea dură farsa pentru mama, să o sperie mult prea tare. Ce poliție o să o aresteze? Poliția din Kenya, poliția adevărată. Pe mine o să mă aresteze, nu pe mami. Dar cum o să vină aici? Nu aici, o să ne oprească în timp ce drum, lasă că-ți povestesc. O să-i facem o farsă lui mama cum mă arestează poliția. Minți. Nu vorbesc serios. Să nu te sperii, da? Să nu te sperii. Astăzi, doar băieții Liviu, Emma, fetele nu știu. Da? Mi-l știu? Mi-l știe, da. Eu o să plâng chiar dacă știu. Tata, nu. Da. De ce ți-e un prank? De asemenea, trebuia să vorbesc și cu Octav ca să vorbesc el la rândul lui cu copiii săi, pentru că n-aveam cum să vorbesc eu, plus că trebuiau să fie ținuți în control încât să nu divulge secretul nostru și să nu strice planul. Și de asemenea, aveam nevoie de ei, de băieți, ca să mă ajute cu filmatul, pentru că voiam să fac chestia asta și pe vlog. Așa că le-am spus și la băieți ca să îmi fie complici. Da, nu știe nimeni, știți doar voi și o să le zicem la copii. La fete nu le zicem și mai ales nu zicem Sarei. Am vorbit în aeroport cu prietenul nostru, Dumu, și o să aranjeze la Kitenge, la undeva pe acolo, în zona aia, o să aranjeze cu prietenul lui să mă aresteze. Să pun cătușele, băieții, o să fie... Nu polițiști, ci oameni mobilizați în poliție. Se lucrează poliția pe bune, poliția din Kenya. Crede-mă, poliția din Kenya. Nu actori. Real, poliția, poliția. Am emoții destul de mari pentru că nu știu exact cum o să reacționeze Sara și știi, și mi se nu se panicheze mult prea tare. Vreau ca gluma să fie bună, dar nici să o traumatizez, știi? Toți cei care trebuiau să știe despre farsă știau, treaba în centru ne-o terminasem, polițiștii erau pregătiți și singura zi în care puteau să mă ajute cu această farsă era astăzi, iar singura zi în care puteam să-l vizităm pe Moses era tot astăzi. Și Moses și locul în care trebuia să facem farsa, așa s-au nimerit că erau fix în același cartier, să numesc, adică undeva în afara Nairobiului, la vreo oră și ceva de mers de Nairobi. Așa că am plecat la drum cu bună dispoziție. Și acum doar fetele? Tocmai ne-a oprit poliția. Poliția adevărată ne-a oprit. Ne-a amendat cu 30 de lei. Dar n-a. Cum a fost? Deci a băgat mâna, așa vorbea cu tine. Cu mâna și mâna tot se ducea tot mai în interiorul mașinii. Da, da, da. Și era gen, nu e legal, nu e legal, dar numai că nu făcea așa.
Numai că nu făcea așa. Noi nu suntem deloc cu dat mită cu tine, suntem împotriva total. Numai că aici așa e un fel de paper, știi? E un fel de ziua, ți-a scris foaie. Așa e între ei. Faza e că pe drum ne-a oprit poliția de două ori și acum asta era pe bune. Voiau ceva de la noi, bineînțeles, pentru că avem altă culoare și pentru ei albii sunt un fel de ATMs, machines care umblă pe stradă așa pur și simplu. Și au vrut ceva de la noi și ne-au oprit și a trebuit să stăm, să rezolvăm cu ei, că altfel nu scăpam de ei nicicum. Și a fost așa un build-up natural, drumul a fost de vreo oră și jumătate până acolo, era foarte mare căldură, aerul condiționat nu mergea, toți fierbeau în mașină, bineînțeles că și Sara. Zici că totul a fost construit ca să se ajungă la momentul de arest. Mai pot. Ce nu mai poți? Mai pot. De? Mai am putere să stau în căldură și în chestioară. Se pare că fiecare minut durează 15 minute. Ui la GPS-ul ăla ca la... Altceva. Câte minute mai sunt? 2. 34. Ok, ok. Da. Bă, dar... Pe unde? Da. Unde merge ăsta? A? Sigur de bine. Aoleu. Ce e asta? Aoleu. Ce e asta, frate? Hello, sir. Hello. Hello. Hello, good. Hello. Good. Yes, Paul Mates. Who? Paul Mates, who is Paul Mates? Me? You. Yes? Yes, we are traveling. What's happened? What's up? Okay, we are Kenya police. I think you can recognize me, my uniform. Yes. Now, we are trailing you. I've been following you from Monday. Hmm. What? 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 Yes. Wow. Yes. 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 Am ajuns aici, trebuia să ne dăm jos din mașină și îl căutau specific pe Paul Mates, adică pe mine, și pentru droguri. Îți dai seama cum i-a picat asta Sarei? Yes. You can open for me. Yes. Afară era o vreme atât de sumbră și stătea să și plouă, a și început ploaia la un moment dat, bă, parcă și vremea s-a potrivit. The passport? My passport? Yes, yes. Yes, this. Doamne, zici și mierele. Filmăm ca să avem dovezi dacă... Matea s-a pus întrebarea potrivită, fix la momentul potrivit, de ce filmează Octav și toată lumea. Trebuia să fie întrebarea asta. Așa că răspunsul a fost clar. Avem și noi avem nevoie de dovadă, să ne apărăm și noi că suntem nevinovați. Ia, filmăm și noi. Să-i ță drum, ia. Să-i open me the boot. Yes, în spate. Can the children go inside because it's raining? Yeah. Yeah, children? Haideți copii înăuntru. Copii, haideți. Și de unde știa că e aici? Ne-au urmărit până aici. Da. Ne-au urmărit? Dar de unde știa că ne-au urmărit? De la ce au pornit? Cum se știe? Ce s-a întâmplat? Now we go to a family, a Kenyan family. Where this thing? Now we stay to Edala Comfort. Pardon? We stay at Edala Comfort. Where? În drum spre Kenya am vorbit în grup, așa, ca fapt divers, că în unele țări alcoolul este interzis, că în altele țări pentru droguri primești pedeapsa capitală și gândul ăsta, discuția asta, era undeva proaspătă în mintea Sarei, așa că una dintre primele întrebări pe care le-a pus polițistei a fost că care este pedeapsa pentru droguri în Kenya? Ea nu a stat să vadă ce se întâmplă, ea s-a gândit că oare dacă ar fi adevărat ce s-ar întâmpla? And
This is what we bring from the their children. But what this information? What? We didn't. This is so strange there for me. Is this your first time coming? It's second time. Second time. Yes. I have all that information. You have been trafficking some drugs. Nici și eu sper, Doamne, Doamne ferește, ne plouă aici. For investigation, I will have to arrest you. What? I will go with Paul Matez at the police station. Why? Yes, for further questioning. But charge for what? Not charging, but for investigation, for further questioning and interrogation, yes. But it's nothing here, it's... Yeah, there's nothing here. But now, I have to interrogate him and then he will direct me where he has taken them. Okay, can you come with our car? No, I have to go but with him. But can you say please, what's this? Where do you have this information? I will give him more information. He will let you know. Yes, I need to know. Yes, yeah. Yes, I'm not now. No? Ca ceața să fie maximă în capul Sarei, eu am abordat... o metodă actoricească maximă, mi-am activat toate skillurile de actor și am fost așa poker face, știi? Adică nu eram, n-am arătat nici că sunt vinovat, nici că sunt nevinovat. Adică n-am zis: "Da, domnule, controlează-mă, nu există așa ceva, sunt nevinovat." Am fost așa, nu. Și atunci era în capul Sarei, era: "Bă, oare dacă e adevărat că Paul, l-ai nebunit, tu ești altcineva față de cine cunosc eu sau cred că cunosc, ce se întâmplă aici?" Să sunăm pe cineva. Vezi că l-am aici în telefon, numărul. Melton. Ce? Aici e pe altă lume. Dar ce să fie? Ce ar mă să nebunit? No, I love to uncap you. And then you will touch. Anza. Eu glumă, Când a văzut Sara cătușele, s-a activat mama protectoare și a început să le facă copiilor așa un mic teatru. Nu, e pentru vlog. Stați liniștiți. Nu e nimic. De drag copiilor să nu se sperie. I have to go with him at the station. Paul, ai telefonul? Nu. Și cum facem? Nu știu. Dă-mi... I have a phone. Sună pe mine. Sună. Yeah. Am considerat că este suficient cu gluma, nu am vrut să fie foarte, foarte, foarte dură. A fost suficient de dură, deja zicea că tremură, o vedeam speriată deja și am și încheiat gluma. No, let's end the joke. I don't want to scare her so much. Yes, yes. You can come. You are his wife, eh? Huh? You are his wife, yes. Eh? Huh? No, he's a good man. He's clean man. But she has come. Eu glumă. Jesus, Ești albă. Doamne. Dar ce-ai făcut asta? Că te-am văzut fața. Asta e ideea. Cu băiatul din aeroport. Ei! Meltă! Ei! El este complicele nostru încă de acasă din România, în aeroport și apoi până aici. Bun, pe Dumu l-am cunoscut la finalul călătoriei de acum 2 ani. Nu puteam să planific cu el atunci treaba asta, așa că începând din România de acum, am discutat cu el și am planificat totul ca la carte, încât
farsa să se întâmple azi. Deci pe noi chiar ne-a oprit poliția mai devreme, dar am crezut că e asta. Eu am crezut că e asta, că ne-a oprit și ăla. Și zic, bă, ce face Paul? Nu se va întâmpla nimic. Și am bărat, e real? Da, aia chiar era poliție reală. De aia, nu-mi vine să cred, deci nu-mi vine să cred. Am zis, mamă, ce-ai făcut? Doamne, ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Și eu m-am speriat că mi-au tremurat mâinile. Opa. Totuși dacă nu a fost real. Credeam că acum chiar e real. Credeam că după ce mâncam. Credeam că e real. Da? Da. Opa. Și ce am dat, aveam emoții că te dai de gol, mă. Ai avut un moment când era pe să râd. Da, era un moment în care îmi venea să râd. Tu te uita la ea și când că ascunzi ceva și zic, Doamne, ce s-a întâmplat? Fața aia a fost ca și cum o să zic eu, iubi. Deci deja ai era de vinovat. O să zic eu și ai văzut când am venit la mașină, am întrebat care este pedeapsa. Capitală, mă gândeam. Să sunăm acasă, ce să facem? Când am auzit, Paul, mate. Când am auzit, gata, mi s-a uscat gâtul. Asta mi s-a spus și mie, cât ai... Dar ai auzit când ai zis că îl arestează? Nu, că tu erai aici cu spatele, nu, fața spre mașină. Nu. Și eu n-am vrut să zic că am să te speri. A dat Melissa un cap aici când a ieșit din mașină, ne-a scos pe toți, fa. Au. De ce de fiecare dată? Dema, dar tu când ai auzit numele lui, ce ai zis? Eu? Da, ce ți s-a părut? Când ai auzit numele lui. Mi s-a părut foarte ciudat că îi știe numele, de unde știe că el e în tuba asta. Mie, sincer, mi se pare greșit că voi ați știut. Trebuia numai Liviu să nu știe, atât. Exact. Dacă chiar vrea să... Bine, și copii. Și copii... Era prea mult pentru ei. Da. Nu era prea mult pentru tine, dar... Nu știam că am epilepsie și... Ce? Aia nu mă îngrijorez. Adică domnul are grijă orice se întâmple cu scop. Și avem încredere în tine. Da. Aaaa, te iubesc. Mulțumesc. Nu să-ți dezamăgesc niciodată încrederea. Când a venit atunci, wow, a fost o farsă proastă. Da, eu n-am văzut când m-am întors în spate. Deci nu mai am chef nici de musafir, nici de mâncare. Erau foame, numai mie. Ziua nu s-a încheiat aici. A urmat drumul până la Moses, încă câțiva kilometri. Ideea e că în fața porții lui ni s-a și stricat mașina și am rămas acolo până seara târziu. Dar am avut un timp fain, ne-am bucurat împreună, am cântat, am mâncat bine, ne-au cinstit oamenii. A fost un moment superb. Și cumva toată ziua asta amară cu stresul ăsta a fost așa îndulcit și acoperit de o seară excelentă. Ai mâncat carne de capră. Cine? Melissa? Eu. Tu? Și cum a fost? Bună. Nu simți gustul de capră. Da? Este gătită de Moses, de Chimani, el a gătit-o. Acolo este orez, aici este salată de varză. Aici este niște verdeață, dar vă spun sincer că asta mie nu îmi place. Și avem și cartofi. Very good everything. Thank you. Asta este salată cu coriandru? Da. Da? O chestie interesantă în Africa este că coriandru este peste tot. Da, ca pătrunjelul la noi, exact. Mamă, ce ne-au gătit fetele. Wow. Da? Bun? Trebuie să cer rețeta, tati. Ce armonie frumoasă! Vă mai aduceți aminte când cântam noi cântecul ăsta? În urmă cu 2 ani. Lăsăm vlogul ca să-l vedeți. Acum la mungu ca
Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Sper că ți-a plăcut farsa asta. Dă un like dacă apreciezi videoul și tot aranjamentul ăsta pe care l-am făcut noi aici cu arestul. În vlogul următor, nu știu cum te vei simți acum pe bune, fără nicio actorie, albul dintr-o mie de negri. E emoționant. Și să mai fi și cu copii acolo. Și pe barcă, un să fugi. Ne vedem curând la un nou vlog, seria din Africa continuă.